Au trecut 7 sezoane de câștigă România. Suntem în al 8-lea sezon. Câștigă România singurul concurs cu și despre ea. Sincer, când am început, n-am realizat cât de mare va fi impactul acestui show de televiziune. Cine vor fi concurenții, cum vor reacționa, cum va reacționa și publicul. Am pornit de la ideea că România și noi merităm un concurs, o producție, care să arate ce avem noi bun, cu ce ne putem mândri. Pentru că știți foarte bine că lucrurile rele au fost și sunt încă puternic mediatizate. Pe când cele bune de multe ori stau cu modestie ascunse așa undeva într-un colț. Așa am pornit la drum cu încrederea că facem un lucru bun, curat, un lucru frumos. E un format original, 100% românesc. Dar adevărul că nu știam exact cum va fi el primit. Hai emoții, vino în față, vino în față imediat. Hai, vino așa, așa, ia-mă în brațe, hai. Nu-i mai bine așa? Ba da, foarte bine. Iubește-mă, desplac așa cum sunt, chiar dacă uneori greșesc. Unde ești? Unde? În Pipera? Și ce faci în Pipera? Nu aveai zis că vii la studio aici? Păi, hai, grăbește-te, că eu termin, că eu sunt bun aici, eu am rezolvat tot, le-am luat banii ăstora, să știi. Eu nu mă joc. Hai, gata, tot așa. Asta cu banii... Da, da. E, cu cine puteai să vorbești? Ia zi, la ce emisiune sunt, cu cine puteai să vorbești? Exact. Cât e premiul? A ghicit. Ce? A ghicit, a dat răspunsul corect. Cât e premiul? Las că îți dau eu ție, numai dacă nu închizi telefonul. Bună, scuze, doamna Ștefania, sunt la emisiune cu Virgil Ianțu și uite, am uitat să închid telefonul. Bine că m-a sunat. Am înțeles, mă duc la circa financiară. Bun, mersi mult. Chiar scuze. Nu, nicio problemă, doamne, iartă-mă, că suntem ca acasă. Ține mâine la spate și acum explic ce ai mai explicat. Deci tu îi păzește, nu suna dans. Despre celelalte trei, nu cunosc regiunile din care provin. Așa că voi spune trei păzește. Bine, ți-a ieșit. Pentru noi toți, surprizele au venit de la concurenți. De la ei am învățat foarte multe lucruri. În primul rând, să nu plecăm de la idei preconcepute, cum se întâmplă de multe ori în viața noastră. S-a întâmplat ca oameni la care ne așteptam să câștige, au pierdut. Din prima rundă, alții în a doua, alții mai târziu. Dar la cei care ne-am așteptat, de exemplu, să piardă, au câștigat ediție după ediție, alții 10 ediții consecutive. Există un personaj, da, numit Ioana Boiu Dorcani. Da, care ce face? Care este dintr-o familie nobilă, da, și își venerează strămoașa, da, Suzana Boiu Dorcani. Da. Care de acolo s-a e și căsătorit, piesa aia de tradiție, Suzana. De acolo e inspirată. Care s-a căsătorit cu un haiduc pentru a-l salva de la moarte. Aha. Mi-a adus aminte de o chestie, un moment poetic. Eu opinez pentru iluministă. Iluministă, zici tu? Marin Traian făcea asta. Este Șerban Ionescu. Și-a iubit-o mult pe Ana pe sobă. Asta era Vasile Baciu. Pupa și pământul, o pupa și pe Ana, o mai pupa și pe Floarea, până i-a dat în cap lui George cu... Da, mai mult pupa averea. Cu... De fapt, George i-a dat în cap cu sapa. Tu ai selecționat aceste momente. Păi preotul și... era preotul Belciug, Ion Besoiu, și învățătorul Titu Herdela era marele nostru actor, Octavian Cotescu, care a jucat și în Operațiunea Monstru, când a dat mai mulți bani la Lipovean, și plus o sticlă de vodcă în plus, și a primit mai mulți pești, și după aia făcea poze cu el. Și Toma Caragiu făcea figuri, ce e asta, ciorba nu-i gata, pătrunjelul nu-i gata. Ce m-a atras la Câștigă România? Nu e doar un concurs, este o emisiune educativă și inspirațională de care aveam nevoie.
Vrem să vedem la televizor oameni de valoare reală, chiar dacă nu sunt celebrități sau oameni cunoscuți. Vorbim aici despre oameni autentici. Să-ți mai spun un motiv pentru care am venit la această emisiune. După o anumită vârstă, după 60, totul intră într-o monotonie, într-o stare din asta de plictiseală. Pe mie spui. Și atunci... A, nu se poate. Și atunci am vrut un pic de adrenalină, dar acum o am din cap până în picioare, vă spun mă sincer. Bucur. Mă bucur sincer când mai știu câte o întrebare. Sunt curios când mai aflu lucruri noi. Și mă bucur sincer să cunosc oameni noi. Foarte mulți concurenți sunt oameni deosebiți, foarte simpatici, cu o poveste de spus. Acum jocul e joc. Eu așa joc să câștig. Așa nu păreai, știi, când te-am întâlnit, dar se pare că ești un om normal. Absolut. Da, și întreg la minte. Lucru rar azi. Lucru rar. Caută emoția între noi, caută-o. Adună-o, caută emoția. Și acum, calm, lași o pauză, liniște și suferi. Tu crezi că a fost iubirea adevărată. Eu cred că a fost o scurtă nebunie. Vedeți ce înseamnă? Bravo! Sigur, să răspunzi la întrebări de cultură generală poate părea mai puțin spectaculos decât să, nu știu, să dansezi, să cânți, să ai un talent deosebit. Dar cred că tocmai asta mi se pare că face diferența între acest concurs și altele din spațiu media. Cultura națională. Aoleo, ăsta e un cadru de viralizat. Cultura națională. Piciorul drept în față. Ajungi pe picior. Hai mă, fă-l odată, că eu și crezi că-s așa de netalentat? Pac, pac, și... Ha? Ok, și în spate cu ușor stângul. Cu mine. Da. Stângul, măi, băiete, fii atent la cum calci. Deci. Bun, lateral, lipesc. Deci, pac, 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 pac. Hai mă, lasă-mă cu de-asta pe mine. Aerul vine din diafragm. Ok. Da? Da. Nu respiri în piept, nu trebuie să se vadă că ridici umerii. Inspir doar aici. Ok. Inspiră și... Vreau să... Nu sus, nu-mi plămâni, jos aici. Inspir okay. Și... Vreau să-mi spui frumoasă zaraza. Aram. Cine te-a iubit, câți au plâns nebun după tine. Aram. Și câți au murit. Dumnezeu să iert. Asta e varianta. Da, și avea mai multă minte. Continuăm cumva cu o rimă? Aș avea mai multă minte, n-aș mânca atâta linte. Și am băut un ceai fierbinte. Bravo! Am organizat preselecții în aproape toate orașele mari și de fiecare dată am descoperit oameni deosebiți. Putem scrie, cred că, o carte despre cei aproape 700 de concurenți pe care i-am întâlnit. Foarte greu. Cel puțin finalul a fost... Mă, sincer, mie mi-a plăcut. Mie nu mi-a fost greu. În ipostaza aceea, nu cred. Da, crezi că e simplu? Adică eu sunt fraier care a spus aici nu, și e simplu. Poate să fac oricine ce fac eu, nu? Asta ai vrut să zici. Mulțumesc foarte mult pentru... Un fel de medic sunt. Ești. Un fel de medic? Da. Dar care nu vindecă, care îmbolnăvește. Virgile, ești copt. Din punct de vedere al părului. Adică deja... În rest, sub e nenorocire. Nu. Tu ai zis-o. Până și prietenii mei, operatorii, da, eu am rugat publicul să mă susțină, dacă ți aduce aminte, deci ei, într-adevăr, cred că evaluează la justa Liviu, valoare. Ce faci? Ești bine așa tu, cu inima, cu astea, cu... Da. Mai am palpitații cu toată. Da, da, atunci să nu mă joc mult. Și dacă sunt bănățenii celebri prin ceva, prin smochine. Smochinari. Atunci e vorba... Niște smochinari bănățenești. Smochinari, da. Adevărul că eu aveam în curte acasă un smochin. Adică erai smochinar. Eram un smochinar mic, mic. Blond, cu părul creț. Vezi că te știu care ai râs. Au trecut 7 sezoane și încă sunt surprins cât de mulți oameni educați și pozitivi ne-au trecut pragul. Unde ați fost voi până acum? A pus capăt dominației turcești, care a început cu bătălia de la Mohaci de 1526, când turcii au cucerit... Mulțumesc frumos! Poți să trec acolo sau? Eu nu mai stau. Hai, continuă tu! Hai. Hai că nu mai zic nimic bine! Uite, nici răspunsul nu mai zic, dacă vrei. Îl dau greșit ca să fii fericit.
Păi Dobrotici n-a fost domnitor și a fost un voivod. Era voivodul Dobrocis, care Petru al II-lea, țarul așa, al Rusiei, care a emancipat Rusia, Alexandru cel Bun, a fost domnitor în Moldova. Și nu ne rămâne decât să spunem Mircea cel Bătrân. Nu rămâne să spunem decât Mircea cel Bătrân. Bine că știi tu. Deci așa, up to the star that's just appeared. Și nu știu dacă e the path, of the way. The way is so long and so, for a million years, its light careered to reach us here below. Frumos. Faptul că am reușit să-i punem în lumina reflectoarelor pe acești oameni este un câștig uriaș. Ne-au redat speranța și încrederea. Datorită lor, câștigă România. Da, dacă asta e ultima întrebare, aș dori să termin concursul ăsta într-un mod frumos și să cânt puțin și eu. L'homme, l'homme, l'homme est plus fort que le destin. George Enescu. George Enescu, bravo! Bravo, domnule! A fost chiar una dintre experiențele vieții mele. Știu că nu mă mai suport deja, dar sper să mai stau un pic pe aici. Uite, măcar ajunge energia mea spre tine, asta mă bucură că ți-ai dat seama. Bună! Ce? Vă place? Monument în satul Haret și mormântul la mausoleul de la Mărășești. Mariu Cazahariu. 1, 2, 3 și... Mai frig, mai cald, mai frig, mai cald! Mulțumesc, Caie! Asta e! Tu, ai vreo variantă? Poate dintr-o sâmbătă în alt? Nu știu. Bine, dacă tot ai deschis gura, hai să vedem cum sună. Deci, așa, cântă un pic. Așa beau oamenii... Nu, cântă, asta e, nu citim din poeziile lui Coșbuc, hai. N-am talent la cântat. Nu, nicio, dar mă bag. Zi. Așa, uite băieți, ia băieți. Așa, stimați operatori. 1, 2, 3 și... Cașa... Buni. Cașa beau... Dintr-o trece peste asta, bun. Și cașa beau, mă, dar avem alt... Cu tata... Vezi, mă, cine știe, dacă operatorii noștri nu știu cântecul ăsta. Realizarea întrebărilor e o treabă foarte dificilă. O echipă întreagă a lucrat și încă lucrează la ele. Sunt deja peste, atenție, 15.000 de întrebări. Gândiți-vă ce înseamnă munca la 15.000 de întrebări. Sincer, nu aș fi crezut niciodată că vom ajunge la un asemenea număr de întrebări. Culmea este că descoperim încă lucruri noi. Unele întrebări au, nu știu, umor, altele sunt surprinzătoare, unele par complicate, dar nu sunt. Sute și sute de întrebări despre România. Sunt sigur că emisiunea asta le-a deschis multora cheful să-și cunoască țara și să renunțe, poate, la concediu la bulgari, all inclusiv, ca să viziteze Țara Moților sau Delta Dunării. Aș exclude varianta Arhimede. Bulgarii sunt cunoscuți pentru castraveți, dar cred că este pus doar la derută. Șef Sucă poate îi folosește. Unde vrei să ajungi? Hai, zi! O să aleg pe mesopotamieni, în ideea în care era o zonă foarte fertilă și una dintre primele civilizații. Măci că ar fi dinainte de Hristos, anul 2400, pe acolo, perioada aia. Hai că fix perioada lor. Ca să-ți dai seama că de atunci beau gagii. Da. Blocăm. N-am fost foarte bun la chimie niciodată. E chiar nedrept să zicem să folosim bișnițarium în Hunedoara. Păi mai degrabă în Caraș, mai degrabă în Mehedinț, mai degrabă în Timiș. Arad, pe graniță așa se făcea bișnița. Bine, maximă. Și ca să nu mai zicem că la noi la București. Nu mă bag. La București nu știu, n-am văzut nimic. Pe cine am întrebat? Că eram ocupat cu altele. Pe tine? Da, se deghizează. Cine? Ce? Hâzii. Cum? Hâzii, se deghizează. Nu poți să spui numai hâzii, așa să treci. Hâzii. Zi, mai accentuat. Cum spun ardelenii? Nu neapărat, mă, dar e păcat să treci peste cuvântul ăsta frumos și melodios așa și armonios. Să zici hâzii. Nu. Hâzii. Zi. Hâzii. Mai pronunța h-ul. H, fără să, da? Hâzii. E, mult mai bine. E mult mai artistic. Știi? Dramatizăm puțin cuvintele. Nu le lăsăm așa să treacă pe lângă noi, fără să le observăm frumusețea.
fotbal pe bicicletă. Răspuns final. Da, răspuns final. Răspuns final, fotbal pe bicicletă. Bine. Zi-mi și mie, cum se desfășoară acest sport și de unde ai auzit de el? Păi n-am auzit, dar m-am gândit că celelalte sunt mai tâmpite, adică fluierat și bări și mustăți, clar nu. Hockey, nu cred că a fost un mondial de hockey în România. Să zicem că sunt nebun. Bă, da, mă uit. Hockey, posibil. Bărbi și mustăți, posibil și asta, că se mai organizează cea mai mare barbă, cea mai mare mustață, cea mai mare unghie. Mă uit la fluierat. Mă, poate o fi fost un concurs mondial care fluieră mai tare. Bă, da, fotbal pe bicicletă? Adică, totuși... Păi se dădeau cu biclele pe acolo și te dădeau într-o minge. Nu știu, m-am gândit și eu ce să... Vorba, omul sfințește locul, este foarte adevărată. Ne-am dat seama, cunoscând atât de mulți români deștepți și pregătiți, că sunt un exemplu și un vector de schimbare. În jurul lor au prieteni, au familie, cunoscuți, care îi admiră, care le urmează exemplul. Mulți dintre ei au realizări remarcabile. Aș zice universitate, da. Ca să fiu mai sigur, cum ai spus, ai să apelezi și la... varianta, întreabă un prieten și o să-mi întreb jumătatea, să vedem dacă mă poate ajuta. Pe cine vrei să întrebi? Pe soția mea, Camelia. Are multe întrebări în ultima vreme. Sărut mâna. Bine ai revenit la noi. Gândește-te bine la ce spui. Cuza era preocupat de soarta educației în România și s-a gândit că este necesară o primă universitate. Imediat după realizarea Micii Uniri, de la 1859. De asta v-ați luat? E profesoară de istorie. Te-ai orientat bine. Răspuns final, Popândăul. Îl blocăm, ai zis răspuns final, îl blocăm. Da. Sincer, îmi era dor. Pentru că cred că așa am început primul sezon Câștigă România și văd că el face parte din viața mea, din viața noastră a echipei. Este vorba despre... Mă ia și emoția acum. Iubitul nostru... Popândău! Răspuns corect! Elevul Dima dintre a șaptea, mie mi se pare că este o carte pe care trebuie să o citească orice adolescent. Și e vorba de Mihail Drumeș. Bravo, domnule! Excelent! Ce mi se pare interesant este că nu pot aplica o regulă. Nu e vorba despre studii sau etnie sau un anumit mediu în care au crescut. Am descoperit oameni excepționali din toate categoriile sociale. Oameni care și-au schimbat destinul prin forțe proprii și prin educație. Încă o dată am realizat că educația e o răspundere personală și dacă vrei să crești, să înveți, chiar dacă nu te-ai născut în circunstanțe favorabile, nimic nu îți poate sta în cale. Îmi amintesc, de exemplu, și acum cu o emoție de lică, Vasile Zegrea, electrician de meserie venit dintr-un sat din județul Vaslui. A câștigat 4 ediții consecutive în sezonul 2, când încă nu aveam la dispoziție variante ajutătoare. Primul titlu de campioană națională la hockey din istoria Galațiului aparține echipei Dunărea Galați. Deci când l-am văzut așa, am realizat că Lică va câștiga și astăzi ediția La Câștigă România. Felicitări, Lică! Răspuns corect, Dunărea Galați! Am ajuns la runda a treia și o să-i rog numai puțin pe operator să-mi răspundă. Cum e Lică? Așa este! Bravo, Lică! Deja era curte voievodală, deja în timpul lui Ștefan cel Mare, înseamnă că o fi fost și el un târg mai mititel și menționat pe timpul lui Alexandru cel Bun. Așa m-am gândit eu. Nu este fals, este adevărat și ai câștigat 4 ediții la rând! Felicitări, Lică! Hai pe șlerine, Lică! Evident, Costel. Și calul? A fost alul Pistruiat. Și Patrocle? Alul Lizuca. Al Lizucăi. Lupu? A jucat la Dinamo. Parcă a mai fost și un film cu Lupu, dar nu mai țin minte.
Costel, răspuns corect. A cunoscut-o pe Dana. Ce, a debutat cunoscând o fată? Păi nu, debut în muzică bănuiesc, dar nu știu cine. Păi și atunci de ce zici că e Cancan? Păi, na, nu prea cunosc. Ea este Dana, colega mea. Ok. Și vreau de seară să mă plim cu ea. E? Nu știu piesa, era pitic, era trupa aia, cum se numeau? Ristei, mă, Florin Ristei. Are și o trupă de cover-uri și el este din Constanța, este din, din Galați, pardon. Este poate din Galați. Nu-l cunosc eu pe Florin Ristei ăsta, cine e? Cred că e băiatul eu zic să trece care peste a câștigat moment. Ceva, o voce, o... Da, 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 și de atunci cântă. Exact, el este. Fiecare concurent care ne-a călcat pragul trebuie aplaudat. Merită să ne mândrim cu fiecare dintre ei. Nu e simplu să știi că te vede o țară întreagă, că cineva de acasă, din fața televizorului, dă răspunsurile odată cu tine. Concurența este foarte grea și cu cât ești mai bun și mai bine pregătit, cu atât tensiunea crește, este mai mare. Pe rețelele de socializare a fost furtună de fiecare dată când un concurent s-a apropiat de marele premiu. Am avut concurenți care au pierdut pe ultima sută de metri. Le-am simțit și tristețea și frustrarea. Andrei Radu, Tudor Neicu, Ciprian Alionescu, Nicolae Uscai și mulți alții. Singurul lucru care poate fi spus despre ei este bravo. Bravo pentru calitatea lor ca oameni, pentru fair play, pentru exemplu pe care ni l-au dat. Ai cântat și în cor? Da. Bravo! Haide să le... să le fredonăm. Ia, ia. Păi, de ce nu? Așa ne amintim. Hora Unirii. Hora Unirii. Și îmi imaginez cum ies personajele ia din încearcă. Din orologiu. Bim bam 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 bam. Hai să dăm mână cu mână. Nu îmi imaginez cu timbru de clopote. De clopote. Bom 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 bom. Te ajut dacă vrei. Bim bam bom 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 bom. Vine aici, câștigă, cât câștigă și nu se joacă. E la a cincea ediție. Arată ce are aici și are multe de arătat. Noi ne bucurăm, trag de ea să se bucure. Și a, păi ce, am vreun motiv să mă bucur? Păi nu eram sigură la întrebarea. Da, și ce răspuns îmi dai acum? Și acum, momentul de victorie, momentul de aplauze pentru tine, pentru că vei câștiga runda dacă îmi dai răspunsul corect la această întrebare și mai rapid. Te rog frumos că nu mai am răbdare. Eu vin spre tine cu energia asta, tu stai așa nepăsătoare. Au să mă gândesc cum e cu glad, cu gelul, cu menul mol. Dacă cu valea, greșești, păi, o barajul. Să fii cu micuțul la baraj și barajul. Poate începe el. Sigur. Lucrețiu Pătrășcanu a fost asasinat în 1954 la Jilava, adică condamnat la moarte și executat. Așa este. Orașul minier al cărui nume, de oriunde l-ai citi, același nume va fi. Cum spuneam la început, având în vedere că m-am născut în Caraș Severin, ar fi fost o mare rușine să nu știu. Chit că e mare rușine că n-am știut și altele, dar asta e altă discuție. Este Anina. Anina a răspuns corect. Și dacă n-aș fi știut, aici o singură pictoriță și este Frida Kahlo, care de origine evrească. Păi vorbește despre... Margarita Sterian, e și Margarita Sterian, într-adevăr. Dar este Frida Kahlo, cu certitudine. Pictoriță de unde? Mexicancă. Mhm. Am și fost la... Și bunicii paterni s-au născut la Arad. Erau evrei. Corect. Când te gândești la un concurs de cultură generală, nu realizezi cât umor și câtă veselie poate să aducă. Nici eu nu mă gândeam. Concursul ăsta ne-a arătat că educația și cultura te fac fericit. Îți aduc zâmbetul pe buze, te fac apreciat, iubit, bucuros. Nu a fost o ediție în care să nu ne distrăm, să nu râdem și să nu glumim. Ne-am distrat, am învățat și ne-am recâștigat speranța în concetățenii noștri, în comunitate. Asta înseamnă că avem o șansă. România are o șansă și un viitor. Ai mâncat marmota? E foarte gustoasă, are carne fragedă așa marmota, mai ales cele care stau la întuneric în peșteri.
Astea sunt foarte, au carnea fragedă. Da, în post se mănâncă marmotele. Da. Că e carnea vegetală. Se servesc așa, știi, le pun pe o tavă mare, că în zonă, chiar lângă peșteră, e un restaurant cu marmote gătite în diferite feluri. Și îți păstrează căpșor așa cu ochișorii să-i vezi privirea când s-o servește pe tavă. Marmota. Da. Peștera marmotelor. Ar trebui inventată, dacă nu există. Așa aș mânca niște clisă cu ceapă și cu pită proaspătă acum. Nu? N-ar fi bună? Da, din turnul. A, păi nu e turnul clisei. Da. Și un vin așa... Nu, ce vin mă la clisă? Pălincă. Pălincă bună, ținută în dud. Da. Îți place să pui presiune pe noi, să acumulezi așa încet, încet? Eu? Nu, dar îți spun ce trăiesc și eu, ce simt. Ok. Ce stări am. Am și eu, sunt și eu om. Cu bucuriile mele, cu problemele mele. Poți să ne recizi ceva dacă ți-e scriu mai bine să întâlnești? Vrei? Da. Da? S-a schimbat treaba. Da. Un prinț din Levant, îndrăgind vânătoarea, prin inimă neagră de codru trecea, crăindu-și cu greu prin hățișuri cărarea, cânta dintr-un flau de os și zicea: veniți să vânăm în casă, că-i lung! Ce aplaudați! De-abia pornit. Despre ce poezie vorbim? Macedonski, cumva? Nu. Mistrețul cu colț de argint de Ștefan Augustin Doinaș. Vorbeam cu Marius. M-a completat, doar. Nu, da, te-a reorientat. Exact. Ok, promiteți că nu râdeți, dar vă povestesc ceva pe scurt. Am fost plecat eu nu știu unde și m-am dus să-mi iau pastă de dinți de la un magazin. Eram într-o altă țară, în Polonia, că n-are sens să lungim. Și mi-am luat pasta de dinți și seara vreau să-mi iau de alea mai mici, știi, de travel. Și mi-am luat eu pasta de dinți și seara când am ajuns în cameră, am început să mă spăl, doar că mi s-a blocat periuța. Toți dinții roșii, periuța roșie, tare, s-a întărit. Era corega. Da. Așa, mergem mai departe. A zis că nu râdeți. Clătitele bănățene, în general, și văd că și ăștia în Caraș, care îs bănățeni, se fac așa. Se umple cu brânză dulce, foarte zemoasă, cu stafide. Da. Se face și un sos de vanilie, în care ele plutesc, așa, știi? Totul e zemos. Clătitele moi, așa, un pic arse așa deasupra. Și vine o spumă de ou și după aia sunt băgate la cuptor. Și când vin afară din cuptor, ți le pun pe masă, îs ușor maronite așa pe deasupra, spuma aia, așa, și când tai spuma aia, bezeaua aia, tai și miroase a vanilia, brânză de aia dulce și cu stafidele aia acrișoare, s-a încheiat. Iar merg la salonună pentru o clătită. Un pic de dulceață de vișine, că sunt, e un pic cam dulce să mai echilibrez așa. Sau sirop măcar de vișine. Merge, dacă nu le face prea dulce, dacă nu pune prea mult zahăr, sunt perfecte. Știi? Că vine acrealea aia de stafidele alea, știi, însiropate. Pe marginea, așa, pe papilă. Ce? Da. Mai vreți? Vrei să-l fedonez? Un pic, așa, puțin de... Iancule mare, bravule tare. Bine, un pic mai bărbătesc, că nu am voce. Nu. Da, nu, că ești de efeminat. Că te-am văzut de la început. Sunt ospătar, nu sunt... Da. Cucu, cum sună aici, este foarte priceput Ionuț. Cucu. Ce? Cucu. Ești mai aproape, ar trebui să fie diferența mai mare, intervalul mai mare între primul cu și al doilea cu. Deci, cucu, cucu. Adică, știi, să se simtă un pic contra... Ia, te rog frumos. Cucu. Cucu. Ia-l pe ăla mai sus și pe ăla mai jos. Cucu. Tot pe acolo ești. Okay. Bine. Eu nu înțeleg de ce bat oamenii pâinea. Că se duce coaja aia bună, că aia e tot șpilul ăla la pită, nu? Când e caldă. Dar n-ai văzut pită bătută? Nu. No. Tu ești mai domnie, nu ești maure ca noi, nu ești de la... Nu, am văzut, dar nu știu în ce zone, în Ardeal, cred că mai mult se bate pita. La noi în Banat, e aia, dar pești pe aia și face... Și rupi, și fierbinte, și merge cozacuscă bună, de aia portocalie, nu închisă la culoare, făcută cu mult ardei, știi? Multă piparcă. Și nu foarte mult fiartă. Și atunci rămâne și nu foarte zemoasă, exact cât trebuie, cremoasă și deschisă la culoare și dulce, așa, cu pita aia fierbinte.
Și dacă iei zacusca de la frigider, numai bine o mai încălzește un pic să nu fie prea, știi, să te deranjeze. Și muști cu tot, te zgârie puțin coaja, recunoști. Coaja te zgârie. Și muști. Și deja ți se umple sufletul de bucurie și ficatul de ce s-o umple el. Da, am ajuns la momentul cel mai important din poveste, cel în care vorbesc despre acei concurenți care au avut puterea și cunoștințele să câștige 10 ediții la rând. Personalități diferite, medii diferite, un numitor comun însă, un nivel al cunoștințelor ieșit din comun. Ce aș putea să spun despre Magda Iurescu? Ea ne-a dat o lecție foarte importantă. Țineți minte, era nevăzătoare dintr-un sat din Suceava, iar fata asta a terminat șefă de promoție și este un exemplu de integritate și disciplină. Îi mulțumim frumos că a venit la Câștigă România. Să trecem la Marius Hoară. El a fost primul care a câștigat 10 ediții consecutive. Despre cine să mai vorbim? Despre Oliver? Oliver Angel a declanșat o adevărată mișcare pe Facebook. Am descoperit în el nu numai un om extrem de bine pregătit, dar și un showman. Oliver pur și simplu a făcut spectacol, îl țineți minte, n-aveți cum să nu îl țineți minte. Iar sezonul trecut, în mijlocul pandemiei, când nimeni nu se aștepta la asta, a apărut Corneliu Negru. A mers perfect 10 ediții și a câștigat mașina. Marius se află la ultimul județ, cel de destinație, de unde ai plecat tu. Iași, vedem întrebarea. Diplomat român, fost prim-ministru al României în 2012. Este profesor de istorie. Da, sunt complet împit. Nu aș spune asta chiar deloc. Da, gata, mi-am adus aminte. Nu, a fost o mică perioadă. E domnul care și-a cumpărat de 2 milioane de euro odicoloane pe la minister pe acolo, e Răzvan Ungureanu. Mihai Răzvan Ungureanu. Mihai Răzvan Ungureanu. Răspuns Răzvan Ungureanu. Corect. Mihai Răzvan Ungureanu. Și ai câștigat și a 10-a ediție. Oliver Angel se află în fața unei întrebări care îi poate aduce câștigarea ediției cu numărul 10. Ceea ce înseamnă că va câștiga și marele premiu. O mașină. Dar pentru asta am nevoie, Oliver, de un răspuns corect. Ce moment. Nu-mi vine să cred. Întrebarea pentru tine, Oliver. Nu mă uit. Din Vaslui. Actor cunoscut în perioada interbelică pentru cupletele și interpretările pline de hal. Da. Am câștigat! Nu-mi vine să cred! Am câștigat! Dă-mi un răspuns! Constantin Tănase! Dar Destroie și Vasilache, ai auzit? Nu spune asta. Nu. Din Vaslui era Constantin Tănase, născut la Huș, dacă nu mă înșel. Și Stroie de unde era? Vasilache, la Botoșan, pe acolo, nu știu. Stroie și Vasilache, lache. Ah, cuplete, stai puțin, cuplete. Nu prea avea plete, trebuie să recunoaștem. Plete și interpretări, actor. Cupletist, Constantin Tănase, nu? Care la cineva poate fi. Hai, nu mă mai fierbe, te rog eu. Răspunsul corect este Constantin Tănase și Oliver câștigă 10 ediții! Hai să-l fericităm un pic pe Florin, mulțumim Florin! Mă bucur pentru tine! Oliver, un concurent minunat, un concurent fabulos, câștigă 10 ediții la rând. Nici nu mai știu câți bani, dar despre asta vorbim mai târziu. Acum vei veni cu mine să-ți iei marele premiu, o mașină. Hai! Incredibil. Hmm.
Ne aflăm în fața unei întrebări care valorează mai mult decât 10 ediții, bani și o mașină. Reprezintă munca unor oameni, reprezintă dragostea unor oameni și reprezintă un copil minunat, pe care sunt foarte fericit că l-am cunoscut. Întrebarea din Giurgiu, pentru Magdalena. Lichide, untură sau murături se păstrează în acest vas în formă de amforă. Hârb, ulcior, chiup, strachină. Păi hârbul e un vas deteriorat. Strachina e un castron, e ca un castron. Să pun ăștia ultură în ulcior. Chiupul ăsta ce-o fi? N-am auzit de... Hai să zicem chiup. Răspuns final? Da. Bine. Ferdinand. Este răspunsul tău final? Final. Blocăm răspunsul final, Ferdinand. Constantin, te felicit pentru evoluția ta. Mulțumesc. Doamnelor, domnilor, dragi colegi, vă felicit și pe voi. Și suntem foarte fericiți să-l cunoaștem pe Corneliu Negru, câștigător a 10 ediții. Câștigă România și al marelui premiu o mașină! Felicitări, Corneliu! Dăm voie să-ți spun că ai câștigat în cele 10 ediții 20 și... 17, cred că sunt aici. 24.600, mă înșel, cred că nu mă înșel. O sumă foarte, foarte frumoasă, câștigată doar prin mintea asta ta plină de are detalii. Și multe, are și multe nebunii. Mi-a făcut mare plăcere să le cunoaștem. Un om minunat. 10 ediții câștigate, doamnelor și domnilor. Mulțumesc publicului. Ăsta e cecul tău. Felicitări. Mulțumesc. Să faci ce vrei cu bănuții, să te bucuri. Și am o surpriză în final. O tabletă! Vreau să vă mulțumesc pentru clipele astea minunate, în primul rând, și banii sunt minunați, dar ce am trăit aici e de neuitat pentru toată viața. Vreau să vă mulțumesc în primul rând ție, Virgil, strâng mâna încă o dată, și întregii echipe de producție și montaj, publicului minunat de acolo din spate, doamnelor care mi-au mai călcat câte o cămașă, doamnelor de la machiaj. Aș vrea să spun că o parte sunt produsul TVR și vă spun și de ce. Am crescut din clasa a doua, când la întâi am avut lampă cu gaz și lumânare. Dintre a doua am crescut la Horeș, lângă Motru, cu Teleenciclopedie, cu Andrei Bacalo, cu Mironov, cu emisiunea de istorie ale academicianului Emil Condurachi, să știți că le sorbeam, cu Aristide Buhoiu. Ne-au sădit în suflet dorința de a cunoaște și de a ști cât mai multe, nu numai despre ceea ce învățam de la școală, despre orice de pe lumea asta, să știm și să cunoaștem. Domnul profesor Ulariu, care era între a șaptea, ne-a zis o chestie care n-am înțeles-o atunci, am înțeles-o mult mai târziu. Mi-a zis, zice, și eram între a șaptea. Faceți totul ca și când viața s-a terminat mâine. N-am înțeles nimic atunci. Dar era un adevăr foarte mare. Am venit la București, am făcut facultate de matematică la Universitatea București, unde l-am avut profesor pe marele academician Solomon Marcus, un matematician deosebit. Am făcut în 85 sisteme expert cu Mircea Maliță, venise de la postul de ambasador din Statele Unite.
omul ăsta, dacă ar fi stat până dimineața cu noi, nu mai plecam de acolo. Deci ne povestea niște lucruri, nu era internet, nu era informație, ne povestea și ne povestea lucruri care poate nici nu putea să le spună, fiind fost ambasador. A venit direct de la post să ne predea nouă la matematică. Vorbind despre concursul de cultură generală, am fost niște discuții cu concurenți de aici. Am fost din 1998 la peste 10 concursuri de cultură generală, doar la unul n-am câștigat din toate. Ce s-a întâmplat aici va rămâne în suflet pe locul întâi. Ne bucurăm tare. Banii nu înseamnă chiar totul, nu știu, pentru mine cel puțin banii nu înseamnă chiar totul. Mulțumirile care le-am avut și sentimentele care le-am trăit aici nu se pot compara și egala cu nimic. Dar să știți că simt, e emoționat, nu e doar un text de final, e emoționat și vorbește din suflet. Să fim noi sănătoși și o să vă mai cer permisiunea, dacă va fi dor foarte tare de voi în toamnă, să mă primiți o dată în spate acolo, promit că nu mai cer cu mașina. Ești oricând binevenit. Și mai am o jumătate de minut, atât. Să vă mai spun să participați la emisiunea asta, la preselecții, cei care aveți așa. Cunoștințe. Vă spun eu cât de cât nu se întâmplă nimic. Și dacă ajungeți în platou și nu câștigați premiul din ediția respectivă, veți rămâne cu o impresie minunată, cu cunoștințe noi, veți vizita televiziunea, tot va fi frumos. Și acum statuia, Oscarul. Și felicitări, iubiți, ai jucat excelent. Iubiți România și vizitați-o, că e atât de frumoasă. Un moment greu, un moment dificil a fost când, din cauza pandemiei, am fost nevoit să renunțăm la public. Energia pe care o primești atunci când oamenii reacționează, aplaudă, este greu de explicat. A fost o perioadă grea și pentru emisiune și pentru mine, trebuie să recunosc. Nu știam cum sau dacă vom trece peste și vom reveni totuși în emisie. Au fost momente care ne-au obligat să ne reevaluăm prioritățile. Ne-a ajutat foarte mult să trecem peste asta comunitatea care s-a creat în jurul nostru pe rețelele de socializare. Când nu am putut filma, concursul a continuat pe Facebook. Este incredibil câți oameni s-au alăturat efortului nostru și susțin educația. Cel mai mult mă bucură tinerii. Avem 1, așa, locul 6, 1. 6, 35, 40, zi, că nu vreau să te întrerup. Locul 1, Timiș, locul 2, Suceava, locul 3, Cara, Severin, locul 4, Tulcea, locul 5, Arad, locul 6, Bihor. Mamă, dar ce le știe omul ăsta. Locul 6, într-adevăr. Răspuns final, Azdruncina. Mă răspundem așa, cu tremurător, cum am zis. Da, Azdruncina. Azdruncina. Și pasiv așa. Azdruncina. Artistic, patetic, teatral. Și serios. Azdruncina. Care este? Dan, care este răspunsul tău final? Azdruncina. Lași pauză de expresie, măi, trebuie să țineți minte, pauza de expresie adaugă greutate răspunsului. Întreabă-mă tu, hai. Ce ahurduca înseamnă a? Azdruncina. Așa ceva vreau de la tine, dacă se poate, hai să încercăm. Răspuns final. Vezi că ai un zâmbet? N-ai voie. Azdruncina. Mult mai bine. Poți, poți, bravo, aplauze. Bun, bun, bun. Răspuns greșit. A scărpina. Azdruncina, răspuns corect. Doar una dintre aceste scrieri ale lui Octavian Goga este piesă de teatru. Domnul notar. Domnul notar, Brașov. Răspuns corect. Brașov. Da, da. În predosloviile sale... Biserică. Asta vreau să zic și eu. Prahova. Hai să încerc să citesc normal așa în ritm. Este cea mai înaltă... Crucea de pe Caraiman. N-ai timp. Dâmbovița. Se poate bea un deț de țuică dintr-un țoi. Deț. Răspuns final. Final? Da. Știe cu dețul, hă? Știe pe cum? Studiază, aprofundează, normal. Și la noi în Banat se bea din țoi, dintr-un deț, răchie de căisâne sau ce-o fi. Răspuns corect, deț. De la sezon la sezon apar din ce în ce mai mulți tineri. Chiar acum la preselecțiile online pentru sezonul 8, numărul celor sub 40 de ani este impresionant. Și toți sunt foarte buni.
Sunt sigur că va fi un sezon excepțional. Ce ne dorim în viitor? Am un răspuns simplu și clar. Să câștige România. Să devenim țara care investește în educație, care își susține valorile, care învață să aprecieze mai mult și să critique mai puțin. Îmi doresc ca toți oamenii pe care i-am cunoscut să țină legătura unii cu ceilalți și să construiască împreună o lume mai bună pentru copiii noștri. Îmi doresc să îi îmbrățișez pe toți, chiar dacă e pandemie, și o fac așa cum pot, virtual. Vreau să simtă că sunt apreciați și susținuți. Asta ne dorim pentru viitor. Iar Câștigă România continuă. Luni începe sezonul 8, așa că nu pierdeți prima ediție. Gin? Bei? Nu prea, nu. Să zic ceva așa, ca să fie o plecare sus, așa cum te duci așa pe niște trepte. Ce telegen, codrule? Hai, du-te, du-te, mulțumim frumos pentru prezență. Nu, eu am simțit ceva la tine. Potențial, mult potențial. Haide, și poezie, Cătălin, tras 4. Gina. Dar e aici, dragă, întreabă-o direct. Știu că e aici, Gina. Nu vreau. Acum nu vreau eu. Când am intrat în studio și te-am întâlnit, cum ar fi pe mine... Așa, minunat. Mă, parcă mi s-a luminat ziua. Da. Sluga dumitale, Mia. Și e foarte frumos că vorbești așa de soțul tău. Au fost probleme și mai ales că nu-i de față. Exact. Unde e, da, unde e puștiu? Aleargă pe aici cu bicicleta printre... Unde a dispărut? Da. Ce te răstești așa la mine? Te uitam întrebat frumos. Așa vorbesc eu mai. A, nu mai răstit așa, da.